Fac astăzi și șnițel. Știți că am pus la frigider două bucăți din, cum spuneți voi, vrăbioara de vițel. Așa că voi lua de pe el această membrană și mă apuc să fac șnițele. Haideți să vedem dacă îmi iese să iau această membrană eficient. Uite că mi iese. No problem. Așa că... Dar merge greu. Merge da? Țără greu, da. Da, imediat o fac, știi? Toate astea le punem la porc. Face, pune, pune asta. Și luăm în continuare. Da, asta noi? Aia nu cred că pot să o iau. Fără să... Uite că am ciupit deja carnea, vezi? Da, da, cum ai putut aici și aia nu? Nu știu, aia s-a luat singură, uite, vezi? Merge singură. O să încerc să o iau și pe aia. Trebuie că trebuie să-l întorc așa pe toate părțile. Și până la urmă să se ia. No. Acum iau membrana. Hai că încet încet se ia. Ideea e să nu tai mult din carne, știi, că aruncăm carnea după aia. La asta tati se pricepe. El e măcelarul casei, știi? Așa, am luat chestia asta groasă, cu jos. Carne. Și acum îl tai. Pui așa, în bucățele, nu groase, ca să le putem bate. Și mă apuc să le bat. Vezi că mai este o punguță, te rog, scoate și pe aia. Da. Să fac două. Suntem mulți și mănâncă, cred că și ne... Da, nu, că nenea mănâncă ficat, sigur. Preferă ficatul. Uite, aici se simte că e groasă membrana asta. Dacă nu poți să tai la cuțit, sigur, nici nu putem să mâncăm. Asta? Da. Aia. Așa. Încă o dată o tai. Mersi, Lavi. Le bat pe astea și ne vedem imediat. Am terminat. Nu-mi place să le fac prea subțiri, să văd prin ele. Îmi place să arate cam așa. Hai să vedem dacă se focusează. Da, cam așa îmi place să arate. Nu-mi place să fie prea subțiri, că și mi se pare că sunt prea seci dacă sunt prea subțiri. Dar vouă, dacă vă plac mai subțiri, cred că ar trebui să le bateți ori mai mult, ori să le tăiați mult mai subțiri decât le-am tăiat eu. Și acum le voi da cu sare, cu piper, bine, 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 și le voi lăsa la frigider la marinat. Le voi întoarce așa, practic voi face un sul și le voi pune într-un castronel. Încet, încet le termin pe toate și le las cam o oră, o oră jumate la frigider. După aceea eu nu le dau prin făină, mie nu-mi plac șnițelele cu făină, le dau efectiv prin ou cu sare și atât. Efectiv ou și sare. Haideți la treabă! Între timp mi s-a terminat piperul și a trebuit să macin altul. Vai, ce bine miroase, o să încep să strănut imediat. Și îl bag aici. Cam așa iese un borcanel plin de piper și în continui treaba.